de Paște, colegul meu Alexandru Popescu a aflat din surse sigure cum că un om de afaceri din Constanța a deschis o modernă fermă de capre. Ce-o fie având energia cu agricultura, și-a spus domnia sa. Așa că domnul Popescu a luat drumul Constanței să-l cunoască pe acest investitor, pe numele lui Ion Grecu. Am avut un fond de investiție în una din companiile mele acum mulți ani în urmă. Și m-a întrebat fondul de investiție care a fost cheia succesului meu. De ce am avut succes? Și pentru că trebuia să mă laud și mi-a jenă, un coleg de-al meu, domnul Pandicu Gheorghe, a zis, nici eu nu știu să vorbesc, dar eu sunt inginer și vorbesc în formule matematice. Cheia succesului colegului meu, adică a mea, este dată de credința, voința, de mulți cu credința la pătate. Deci dacă vrei și crezi, nimic nu te poate opri să-ți realizezi visurile. Iar visul meu este, poate îndrăzneți, poate să faci, dar este sincer. Așadar, o formulă matematică, mai degrabă o metaforă matematică, dacă nu este îngăduită o asemenea exprimare, care introduce în succesul economic și sufletul, și încă la pătrat. Și pentru că visul lui Ion Grecu este unul cu totul și cu totul deosebit, cu o valoare emoțională extraordinară, mai ales în vremurile de astăzi, când abundă răutatea și egoismul, când corupția și hoția nu mai reprezintă cazuri izolate, când românul de rând nu mai știe încotro să o apuce, ei bine, Ion Grecu face o excepție. Nu visează pentru sine, ci pentru semenii săi. Și nu doar că a visat, ci a și făcut. Și dacă ne referim la agricultură, pentru că suntem la viața satului, antreprenorul Ion Grecu, cum își place să-și spună, specialist în afaceri energetice, a investit din februarie 2012 și până astăzi peste, și atenție vă rugăm, 52 de milioane de euro în construirea unui sistem integrat de producere a laptelui de capră și procesarea acestuia, un unicat în România prin amploare, prin nivel tehnic de ultimă oră în toate componentele, respectiv ferma de creștere a caprelor, fabricarea nutrienților combinate granulate, procesarea laptelui în produse care deja merg la export, ceea ce le atestă calitatea ireproșabilă. Gândisem reportajul pe canoanele noastre obișnuite, drept care am filmat și cu investitorul Ion Grecu la sfârșit, în ideea de a-i acorda câteva minute pentru a sublinia ce l-a îndemnat să facă numai cu banii săi o investiție atât de mare în agricultură. Interviul, ca întotdeauna, a ieșit mult mai lung decât îmi propusese. Și nu din vina celui care vă ține de vorba acum, ci a emoției pe care mi-a transmis-o interlocutorul nostru. A bucuriei de a întâlni un om extraordinar, un român care, așa cum v-am mai spus, gândește nu doar la sine, ci la semenii săi, la țara sa, în primul rând. Așa că am schimbat prioritățile și vă propunem ca astăzi să-l cunoașteți doar pe Ion Grecu, pe omul Ion Grecu, pe investitorul Ion Grecu, un oltean din Gorj, care nu concepe să investească altundeva decât în țara sa. Am avut profituri foarte bune și atunci m-am gândit în ce să investesc acești bani. Important este că românul Ion Grecu, mi-a impresia că n-ați existat nicio clipă că trebuie obligatoriu să investiți în România. A, nu, numai în România. Da, da. Părintele Papacioc de la mănăstirea de la Techirghior venea deseori la noi acasă împreună cu mitropolitul Moldovei și făceam câte o cină de taină, să spunem așa. Da. Și l-am întrebat, părinte, care să fie atitudinea mea de antreprenor, de om de afaceri cu mine, de businessman? Și mi-a spus, frate Ioane, eu nu te pot sfătui, că nu mă pricep, dar dacă îți servești patria, familia și biserica, ți-ai făcut datoria. Și atunci, cum e tăpuitul Teofan al Moldovei, o noapte întreagă a meditat
Oare cum ar trebui să faci să servești, cum să servești familia, cum să servești biserica, cum să servești patria? Și am identificat, să zicem, soluții pentru fiecare chestiune în parte. Și a investi în țara ta e o datorie, să nu spun sacră, că ar fi poate prea mult spus, dar e o datorie. Deci suntem datori să investim în țara noastră. Asta o spuneți dumneavoastră și e un lucru extraordinar, dar mai ales ați și făcut-o, ceea ce este însă un lucru rar. Vă dau un singur exemplu. În această comună, Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, este aici un cătun, rămas de pe vremea fostului IAS, Nicolae Bălcescu, care are 60 de familii. Era în paragină tot aici. Și oamenii nu mai aveau nicio speranță. Realizând această investiție, oamenii au intrat într-un program de training, i-am făcut zootehniști, am făcut școală cu ei, agronomi, procesatori în fabrica de lapte, procesatori în fabrica de cereale și în fabrica de nutrițiuni combinate și speranța lor de viață este alta acum. Primăria Nicolae Bălcescu, spre exemplu, anul acesta, încasează la bugetul local cu 500.000 de euro mai mult decât încăsa până acum. Da, da. Pentru o comună, suma asta este foarte importantă. Datorită activității... Da, datorită activității de aici. Deci ați ales până la urmă un domeniu de nișă, cum se spune. S-ar putea spune. De nișă, dar care se poate dezvolta foarte... Da, se poate spune că de nișă. În Europa se procesau în anul 2012 580 de milioane de litri de lapte de capră. Uh-huh. Acum se procesă 400 milioane. E o scădere. O scădere, da, da, da. Deci, se poate spune că e de nișă, dar totuși va avea un viitor, va deveni un produs comun, până la urmă. Domnul Grecu, ați câștigat bani frumoși din energie și i-ați băgat în agricultură, ceea ce este un lucru admirabil, așa, pentru că agricultura are nevoie de investitori. Eu vreau să încep cu o întrebare, așa, pentru telespectatori. Domnule, cine este Ion Grecu? Până acum le-ați cam spus, așa, dar aș vrea să le mai destăinuim un lucru, așa, din viața noastră. Ați fost, deci, specialist în energie. Da. Dar ați evocat acei sfaturile de la... Dacă întrebe cineva cine ești tu, spune, eu sunt Nucu de la TVR 1, Viața Satului. Că asta a făcut o viață întreagă. Nu, eu aș putea spune că eu sunt un copil al lui Dumnezeu și după aceea, prin darurile pe care El le-a pus în mine, părinții m-au canalizat într-o anumită zonă de activitate și eu, efortul meu mic, nu prea mare, am ajuns unde am ajuns. Da, da. Deci nu este meritul meu că am făcut aceste lucruri. Da, da, sunt daruri pe care primit-a Dumnezeu. Exact. Aveți dreptate, mai ales. Și atunci suntem datori cu ele să facem ce trebuie. Da, da, ce ați primit. Fiecare în domeniul lui. Da, da, ce ați primit. Să-și facă datoria acum. Da, exact, da. Și să nu ceară o recompensă pentru asta. Da, da, da. N-aș vrea să încheiem această primă parte, domnule Grecu, cu gândința dumneavoastră, fără să spunem telespectatorilor că la o vârstă de a maturității v-ați completat studiile inginerești cu cele teologice. A contat mult treaba asta în viața noastră? Până la vârsta de 37 de ani am fost nefericit. Pentru că nu știam cine sunt. Nu știam care este rostul meu în viață. De ce m-am născut și mai ales de ce mor. Toți trăim drama aceasta, da, dar o punem acolo undeva pe un raft, nu ne gândim la ea. Și un necaz în familie legat de mama mea m-a dus în pe zona Ardealului să caut un medic specialist sau specialist. Priceput în a rezolva anumite cazuri, anumite boli incurabile. Și acolo, în loc de acel medic, din greșeală, din întâmplare, am intrat într-o biserică catolică. Și veneau foarte mulți oameni în biserică, se puneau Sfântul Mir pe frunte, se duceau în stânga și în dreapta
și se închinau la două statui, Sfântul Anton și Sfânta Fecioară. El am convins că sunt ateu, că viața începe aici, se termină aici. Și dar totuși îmi plăcea să privesc oamenii, să înțeleg ce-i mâna. Să privesc trăsăturile lor, să văd dincolo de aparențe ce caut acolo. Și am zis în sinea mea, ignoranții, habar n-au despre adevăr, să închină la două statui. Și atunci m-am întrebat, care este viața mea? Sunt mulțumit de ea? Și a spus, nu sunt mulțumit, dar sunt chiar nefericit. Indiferent ce am realizat până atunci, eram nemulțumit și nefericit. Pentru că nu știam cine sunt. Și în plan material aveați realizări, slavă Domnului. Nu știam cine sunt. Și atunci am zis, băi, dacă tu nu știi nimic despre viață și nu cunoști adevărul, ontologic, cine ești tu? Partea de cunoaștere, vedem. Da, da. S-a fost descoperit, o să întreagă de taina ale Universului, le-am cunoscut în școală, dar să știi adevărul despre tine și despre cine ești tu, cred că este foarte important. Și atunci am făcut o afirmație. Nu știu cine sunt, dar știu ce vreau la viață. Vreau să fiu un om bun, un om drept și un om înțelept. În momentul acela, când am făcut această afirmație, n-am spus că vreau Dumnezeu pe cer. N-am spus că vreau nimic. Nu doream nimic pentru mine. Vreau să fiu un om bun, drept și înțelept. În acel moment s-a întâmplat un lucru, un fenomen extraordinar. Mi-a adus aminte toate necazurile care s-au întâmplat în viața mea, pe care nu le uitasem și mai ales nu le iertasem. Când mi-aș aminte, aveam de sentimente. Da. Că m-ai tras de ureche, dascălu, că m-ai înjurat de mamă sau, bă, astfel de evenimente. Încă le țineam minte și mă marcasela. Nu le iertasem. Și în momentul acela le-am iertat pe toate. S-a întâmplat într-o clipă acest lucru. M-am eliberat de toată acea încărcătură emoțională și nervoasă și de seamănă cu o patimă, cu o ură, da, să zicem așa. Și în acel moment pieptul meu s-a umplut de un aer și de o pace imensă. Pacea aia m-a ținut câteva zile. Era o pace pe care nu poate fi descrisă. Mai târziu am înțeles ce s-a întâmplat cu mine atunci și m-a făcut să reiau, am studiat filozofia în tinerețe. Să reiau anumite cărți care îmi marcaseră viața. Și întâmplător am dat de o carte, India Secretă, care m-a pus serios pe gânduri. Și am zis că într-o zi o să studiez Biblia și Coranul. A mai durat vreo 2 ani și într-adevăr m-am apucat să le studiez. Și după ce am studiat Coranul, Biblia și Upanishadele timp de vreo 5 ani ca autodidact, după ce am decis să mă duc la teologie. Eram student la Facultatea de Drept din București. Am renunțat la drept. Dorința mea cea mai mare era să împart dreptatea. Că mi se părea că trăim într-o lume nedreaptă. Și că e important să se împartă dreptatea. Încă mai visam la 40 de ani, 45 de ani, să împart dreptatea. Și la 45 de ani m-am dus la teologie. Am studiat teologia pastorală ortodoxă și mărturisesc că școala nu mi-a adus nimic în plus, doar că mi-au ordonat anumite cunoștințe, adică le-a structurat altfel. Am avut un fond de investiții în una din companiile mele acum mulți ani în urmă. Și m-a întrebat fondul de investiții care a fost cheia succesului meu. De ce am avut succes? Și pentru că trebuia să mă laud și mi-era jenă, un coleg de-al meu, domnul Pavlicu Gheorghe, a zis, nici eu nu știu să vorbesc, dar eu sunt inginer și vorbesc în formule matematice. Cheia succesului colegului meu, adică a mea, este dată de credința, voința de mulți cu credința la pătrat. Deci dacă vrei și crezi, nimic nu te poate opri să-ți realizezi visurile. Iar visul meu
Este. Poate îngrăzneți. Poate-i trufași. Dar este sincer. Să fie și România o țară prosperă. Pentru că... Mă iertați. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu atât de mult pământ arabil și noi nu avem ce mânca, nu avem ce pune pe masă. Pentru că avem o democrație tânără cu oameni și mai tineri care ne guvernează fără viziune și fără voință de a duce în deplinire aceste zile de la să-i spune. Să fie și noi țara prosperă. Pentru că noi nu mai avem loc în țara asta. Am plecat pe alte veleacuri. Și poate că Dumnezeu va ajuta, ne va asculta rugăciunile și vor veni într-o bună zi oameni dedicați care pe agenda lor e treaba noastră și nu a lor personală să fie ca o jertfă de sine pentru noi ca națiune. Poate va rândui Dumnezeu și va întâmpla așa ceva. Domnule Grecu, un final mai bun decât ce ne-ați spus, nu cred că există. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Scuzați-mă ucile. Și vă urez mult succes dumneavoastră mai departe, pentru că e un succes pentru români și pentru agricultura românească. Și pentru omenie. Vă mulțumim mult. Mai am un mesaj. Vă rog. Noi românii, îmi pare rău că să spun, trebuie să înțelegem următorul lucru. Că dacă nu vom lucra în forme asociative, cooperativiste, nu vom reuși să scăpăm de această sărăcie. Agricultura cum este structurată cu arendă nu funcționează. În continuare noi vindem cerealele, deci produse fără valoare adăugată în portul Constanța. Materie primă, Iar PIB-ul Irlandei, o țară mult mai mică decât România în agricultură, de 10 miliarde de euro și anul 7 miliarde. PIB-ul României în agricultură să fie peste 20 de miliarde de euro. Apoi industria ușoară începe să dezvolte ca și consecință a unei agriculturi integrate. Numai să facem pe lanț. Ăsta este mesajul meu către tot România. Eu am înființat două cooperative agricole. Nu este ușor. Una de zootehnie, unde am adunat toți fermierii din Dobrogea. Acum noi suntem 560 de membri în această cooperativă și deținem aproape 70.000 de capre. Și dacă Dumnezeu mă ajută și voi avea puterea să conving vecinii mei că trebuie să unim pământurile. Dacă nu facem acest lucru, nu reușim. Eu nu spun că statul trebuie să ne ajute. Nu. Statul ne încurcă. Ronald Reagan avea o vorbă. Cele mai cumplite cuvinte din limba engleză sunt acestea. Sunt de la guvern, am venit să te ajut. Iar eu răspuns pe acestea. Dar ce, suntem handicapați? Mulți spun, domne, nu ne ajută statul să ne dea, să ne facă. Nu, să nu ne dea, să nu ne facă. Să ne creeze un cadru, să stimule un cadru legislativ permisiv, să facem parteneriate publice-private, să putem să avem o lege a managementului privat care să creeze un management adevărat. Nu, astăzi este, eu sunt antreprenor, eu nu sunt manager. Eu manageriez ceea ce am creat, dar după mine trebuie să vină manageri adevărați, care au altă educație, au altă cultură. Deci dacă nu facem acest lucru, nu o să reușim. Nu trebuie să ne ajute statul. Să nu ne încurce. Să nu ne încurce. Și mai ales, dacă ne poate ajuta cu ceva, este printr-o structură națională de marketing. Pentru că degeaba producem dacă nu avem unde să vindem. Noi suntem blocați pe piețele externe. E o competiție care nu e ca la carte. Știți, la carte se spune, e treabă simplă, intrăm în competiție. Nu. Sunt reguli dure și deloc cu fer. Deloc. Deloc, da. Așa că statul acolo trebuie să intervină. Să ne ajute, să nu ne încurce. Să nu ne încurce, să creze un cadru legal permisiv asocierilor
să fie încurajate asocierile, să fie descurajate alte forme. De ce? Pentru că doar acestea pot duce la succes. Pe lanț. Agronomii, proprietarii și de pământul trebuie să fie implicați în acele cooperative. Nu arendașii. Arendașul săracul de el ce face? Ia pământ, mai mult în arendă, îl muncește și face un ban pentru el și pentru familia lui. Și vinde cerealele tot la un mare trader. Nu se poate așa ceva. Nu e permis să nu adăugăm valoare. Sigur că da, să integrăm producția până la... Da. PIB-ul României poate crește cu 20 de miliarde în 2 ani de zile. Dacă se face acest lucru. Și România devine o țară prosperă. Românii se vor întoarce acasă, vor avea locuri de muncă, se creează industria ușoară și chiar și alte industrie se pot crea. Se creează o emulație. Dacă nu se face asta, dar pentru asta, repet, trebuie o clasă politică care să înțeleagă că cei care ne-au încurcat până acum să nu ne mai încurce. Domnul Grecu, încă o dată vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut până acum în cultura românească. Eu nu am dat până acum niciun interviu. Gândurile dumneavoastră bune. M-am eschivat totdeauna din fața presei. N-am vrut să fiu o persoană vizibilă, dar aveam pe suflet asta. Da? Și vreau să spun. Da. Vă mulțumim. Să sperăm că românii noștri vor înțelege că trebuie să fim uniți. Să nu ne mai încurcăm unii pe alții. Să fim prieteni. Să fim ca frații. Da. Să ne comportăm ca un frate adevărat. Azi suntem dezbinați rău de tot. Da. Rău de tot suntem dezbinați. Din păcate, da. Asta este una din... Poate cea mai mare dramă noastră. Că dacă noi am fi uniți, cum a fost emulația la Revoluție? Să rămână emulația, să rămână spiritul ăla de unitate și de frățietate. Ce ziceți, stimați prieteni ai Vieții Satului, despre acest investitor unic în felul său? Despre ce a făcut în agricultura județului Constanța, adică sistemul integrat de producere și procesare a laptelui de capră, duminica viitoare.